genul programului Talk Show. Săruna doamnelor și domnișoarelor, bună ziua domnilor, iată-ne din nou împreună la o nouă emisiune Sport Plus aici la Hunedoara TV. Eu sunt Sami Tama și mă bucur din nou să vă am oaspeți pentru următoarele 50 de minute, în care din nou sper să vă acaparez atenția cu un subiect interesant. Astăzi, în toată emisiunea, vom discuta despre box, box amator și despre un campion în adevăratul sens al cuvântului. Am adus din nou în fața dumneavoastră un sportiv care ne-a reprezentat județul cu succes la o competiție cu caracter național rezervată juniorilor. Este vorba despre pugilistul Cosmin Gârleanu de la Clubul Sportiv Școlar Hunedoara, care săptămâna trecută a luptat din greu, a dat bine din brațe și a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, categoriei 46 de kilograme, la campionatul național rezervat juniorilor, care s-a desfășurat la Buzău. Veți afla în minutele care urmează, nu este primul succes de acest gen obținut de Cosmin Gârleanu de la CSS Hunedoara, și dar astăzi el se află pentru prima dată în platoul emisiunii Sport Plus. Salutare Cosmin și felicitări pentru noul titlu de campion național al României câștigat la box. Bună ziua, mulțumesc. Cum te simți? Mă simt bine. A fost greu la Buzău? Da, m-am pregătit, a fost. O mers bine. Ești un obișnuit al podiumului de premiere la toate edițiile la care ai participat. Ai ajuns pe cea mai înaltă treaptă. Te-ai obișnuit sau încă mai ai emoții? Mai am ceva emoții. Bravo! Împreună cu Cosmin, după cum ați putut observa din cadrul larg pe care colegul meu Florin Aribășoiu prezent astăzi în platou vi l-a oferit, se află și antrenorul Ilie Captari. Maestrul Ilie Captari revine în platoul emisiunii Sport Plus după două săptămâni, la sfârșitul lunii trecute. Un sportiv pregătit de el, mai precis o domnișoară, Eugenia Jurcă, a câștigat și ea o competiție cu caracter național, Cupa României la box feminin. Atunci a însoțit-o pe ea, acum ați venit, maestre, cu altele vă dumneavoastră, tot campion, Cosmin. Vă salut și bine v-am regăsit. Bună ziua, bine v-am regăsit și eu și sper să vă facă plăcere să ne auziți povestindu-vă ceea ce s-a întâmplat în obținerea celui de-al patrulea titlu de campion obținut de Cosmin de-a lungul carierei lui, destul de scurte totuși. Până acum, care se află până la început, acum, dar normal. Noi dorim și suntem încrezători că el va continua să boxeze și să reprezinte județul la fel cum a făcut-o până acum, cu succes și cu cele mai bune rezultate. Maestre, l-ați însoțit și de această dată pe Cosmin la Buzău, la campionatele naționale rezervate juniorilor, acolo unde elevul dumneavoastră acum o săptămână avea de apărat un titlu câștigat în urmă cu un an, tot la juniori. Da. Cum s-a pregătit Cosmin pentru această primă competiție anului pentru el? Destul de important, s-a pregătit, nu? Am avut perioada de pregătire preconvențională desfășurată în condiții foarte bune, am avut cantonament de pregătire, am avut toate condițiile de pregătire, atâta doar că cu o săptămână înainte de ultima săptămână pentru el, a fost bolnav și nu a mai putut să parcurgă etapa de pregătire, la nivelul la care trebuia. Da, ce s-a întâmplat? Da. Răcit. Acea păcătoasă care a bântuit prin toată țara. Da, îmbolnăvit foarte multă lume, foarte mulți copii n-au venit în perioada aia la sală, tocmai din cauza gripei, deci, dar mă bucură că Cosmin este un caracter foarte puternic și reușește să treacă cu brio de fiecare dată peste orice obstacol care apare în cale și în pregătire și în ring, în competiție. De data asta au trebuit să mobilizeze mult mai serios
adversarii, cunoscându-l, au încercat să adopte diferite tactici de luptă ca să-l îngerungheze, dar nici de data aceasta n-au reușit, pentru că, într-adevăr, au fost bine pregătit și, în plus, își dorește foarte mult să fie cel mai bun. Dovadă că de fiecare dată a reușit. Și a pierdut doar atunci când n-au fost arbitrii de acord cu victoria să-i acorde. Că el și atunci au câștigat când a fost dat învins. Deci e vorba de două competiții cu caracter european. Anul trecut, campionatele europene de juniori de la ANAPA din Rusia și cu 2 ani înainte la campionatele europene școlare la Dublin în Irlanda, tot la fel. Deci au pierdut cu doi sportivi din fosta URSS la preferințele arbitrilor. E oarecum frustrant, însă suntem siguri că pe Florin l-au întărit acele încercări, nu? Din ringurile internaționale și cu siguranță va mai avea ocazia să participe la competiții peste hotare și iar atunci să sperăm că șansa va fi de partea lui și arbitrii vor judeca corect și vor atribui victoria atunci când va fi cazul și când el o va merita. Prima competiție cu caracter internațional, campionatele europene de juniori, vor fi la Lvov în Ucraina, peste exact 2 luni. Deci bat aproape că bat la ușă, nu? Bat la ușă și... Avem zăbavă. O săptămână de relaș, un an, cu antrenamente puțin mai ușoare de revenire au organismul, dar după aia trebuie să începem din nou, mai în forță, ca să reușim să ajungem iarăși la vârf. Cum a fost la Buzău, maestre? 4 meciuri pentru Cosmin Gârleanu în ringul categoriei 46 de kilograme. Asta să înțeleagă și telespectatorii noștri că nu a fost o competiție cu doar câțiva participanți, în așa fel încât să creadă cineva că sportivul dumneavoastră, Cosmin Gârleanu, a ajuns ușor pe cea mai înaltă treaptă. A fost 19. 19 sportivi la categoria 46 de kilograme. Da. Este un număr consistent de sportivi. Este un număr impresionant de mare, deci cu toate că nu mă așteptam, dar uite că este lumea se mobilizează și vine la sport. Și din toată țara sunt foarte mulți practicanți. Asta ne dă un imbold că în viitor nu va dispărea boxul. Cu toate că sunt atâtea lupte. La nivelul federației și nu mai reușesc să... Dacă n-ar fi de ajuns problemele de pregătire, problemele financiare cu care se confruntă întreg sportul românesc, dar și în același timp și boxul, mai sunt și lupte interne care nu fac bine deloc acestei discipline sportive. Sperăm, deci că acum, săptămâna trecută, vineri, a fost o ședință de birou federal la Buzău, în care sper că au reușit să înțeleagă că toți antrenorii care am fost acolo am cerut să participăm la ședința de birou federal în ideea de a le propune să se împace între ei și să reușească să colaboreze ca să readucem boxul pe cele mai înalte culmi. Deci nu putem cu certuri să înaintăm nicicum. Nicicum nu avem. Nu există așa ceva. Deci trebuie să cedeze cel care... Într-adevăr, nu reușește să vină cu ideile cele mai bune, deci nu neapărat trebuie să pună piedici celorlalți care reușesc într-adevăr să încerce să facă ceva și e păcat, deci, că se întâmplă lucrurile astea. O să revenim și la neplăcuta problemă care nu dă pace deloc boxului amator din România, dar să discutăm despre parcursul lui Cosmin Gârleanu la Naționale de Junior de la Buzău, pentru că el este astăzi, nu? Subiectul este, nostru normal, principal. Normal. A fost atunci mai bine îl lăsăm pe el. A fost 4 nopți duse în ring de Cosmin. Mm-hmm. Începutul a fost în forță cu o victorie prin knockout, KO, în repriza a doua, obținută de Cosmin, în fața unui adversar de la Sibiu, deci Sandor Florin. Un sportiv foarte înalt pentru categoria asta, dar n-a reușit să-i facă față lui Cosmin, deci trebuie să renunțe la luptă. Da. Înainte de limită. Cosmin, se pare că n-ai avut emoții la primul meci oficial.
ai dat bine din pumn, din brațe, ai dat pumni direct la țintă și l-ai făcut pe adversarul tău să cedeze lupta înainte de limită. Am reușit să-l înțepem ficat și automat i-a scăzut potența. Fizică? Da. Și n-am mai putut să țină piept. Cum a fost debutul, Cosmin? Bine, primul meci a fost așa, să-mi intru în mână, să pot... Lupta, a? Da. Și ți-a intrat bine mâna. Da. Și loviturile, ți-ai făcut adversarul să renunțe la luptă înainte de limită. Cum ai primit acest prim succes? Te așteptai să cedezi așa de repede sau...? Nu. Să boxăm, să facem un meci frumos. Maestre, cum s-a văzut din colț? Colțul... Roșu sau vastu? Numai roșu a fost de data asta. La toate meciurile susținute, deci a fost cap de serie, având în vedere titlul câștigat în urmă cu un an. Titlul câștigat în urmă cu un an și precedentele. Între două la cadeți. Da, da. Deci automat asta l-a impus ca și cap de serie. De-aia a avut și un meci mai puțin ca cei din partea de jos a tabloului. Cei din partea de jos au susținut un meci și cu o zi înainte. Cum să vadă meciul? Deci meciul a fost, să zic, la discreția lui. De ce? Pentru că băiatul de la Sibiu încă nu are valoarea și mijloacele cu care să poată să-i pună probleme la Cosmin. Să pună dificultatea pe Cosmin. Da, da, da. Deci era un final normal, până la urmă. Așteptat. Da. Pentru dumneavoastră. Da. Deși Cosmin, cum a spus, el ar fi vrut să fie lupte trei reprize, să lupte până... Deci asta în ideea de a mai slăbi un pic pentru ca a doua zi avea iarăși cântarul și să nu facă un antrenament prea lung, ca să slăbească. Probleme cu cântarul, Cosmin, nu? Da. Da? Păi? Ești în creștere, nu? Da. Și ceva normal. Dar trebuie să ai grijă pentru că e primul adversar, nu? Înainte de cel pe care îl întâlnești în ring, primul adversar e clar, cântarul. Și nu poți să-l... Nu poți să-l tratezi, fentezi. Și nici să-l tratezi cu indiferența. A urmat a doua luptă cu un băiat de la Malul Mării, nu? Da. Este și cu un nume un pic așa mai... tătăresc, turcesc. E turcesc, dar nu știu dacă... Orhan Marcu, da. O cunoștință mai veche? Nu. Eu fost la cadeți cât de cât locul 2 parcolat la campionatul național de cadeți, dar nu are încă valoarea care să îl impună să fie la cel mai înalt nivel. Deci e un sportiv de mijloc deocamdată, deci nu are încă valențe de campion. Deci... Meciul important. Meciul, deci s-a disputat 3 reprize, a fost pe durata 3 reprize. Și miza lui era, nu? Miza lui era asigurarea calificarea în semifinală. Și toată cu ea asigurarea unei medalii cel puțin. Da, da, la bronz, campionatul, nu? Național, normal. Da. Deci pe Cosmin nu l-a, hai să zic, inhibat lucrul ăsta că urmează să boxeze pentru medalie. Din contră, el se mobilizează foarte bine, mai ales la meciurile mai grele. Deci acolo se face diferența. El acolo știe să facă foarte bine diferența între... Când dă de greu, cum s-ar zice. Când dă de greu, deci acolo se înhamă mai tare la luptă. Deci, și... Da, da. Deci e un sportiv pe care îl mobilizează greu. Deci nu dă înapoi. Tocmai când e greu, el atunci trage mai tare, mai puternic, mai hotărât. Își dorește mult să câștige mereu. Spuneți că pe primul adversar l-a dovedit lovindu-l la ficat. Da. Cosmin, care e lovitura ta preferată în ring? Ce cauți cel mai mult să lovești la adversar? Stânga aici. Da? Lovitura. Da, lovitura cu brațul. Directul de stânga. Directul de stânga. Da. Și cauți la figură sau la corp? La cap. La cap. Da. Ok. Le dă foarte bine, deci le-am învățat să le execute bine, deci le-am repetat foarte mult loviturile astea directe și până la urmă loviturile directe parcurg cel mai scurt drum între tine și țintă. E drumul cel mai scurt. Apropo, Cosmin este stângaci? Normal nu. Nu.
E pe gardă inversă, dar nu e stângaci. Stângaci, dar lovitura lui preferată e directa de stânga. Deci dacă le antrenezi, orice e posibil. Posibil, da? Da. Păi da, la scris nu e chiar așa. Bun, și la scris sunt dreptat și vreau să scriu cu stânga... E aceeași poveste și la scris. Deci dacă de mic îl pui să învețe să scrie cu... Exercițiul totul e posibil. Neapărat. Dacă de mic îl obligi să scrie cu stânga, așa o să scrie. Interesant. Calificat în semifinală. În semifinală, medalia de bronz asigurată, însă pofta cea mare era medalia de aur, nu? Urmau încă două lupte destul mai grele, de grele, destul dificile de grele, și cu miză. Destul de grele și cu oameni mai greu. Deci mai bine pregătiți, întrucât ei veneau de pe partea, deci unde iarăși au avut și niște adversari destul de dificili și dacă au ieșit victorioși de pe partea aia, înseamnă că au și ceva valoare. Deci nu poți să parcurgi drumul dacă nu ai valoare. Întâmplător, deci... nu poți să ajungi. Da, da. Nimeni da. Nu e întâmplător, nici în sport. Au fost luptele pe care Cosmin le-a dus vineri și vineri sâmbătă. Și sâmbătă, da, da. Vineri cu Dumitrescu de la Ploiești, la Petrolul Ploiești. Deci un club boxer. Cu tradiție în boxul. Neapărat, neapărat. Românesc. Deci clubul de suflet al lui Doroftei, de acolo a provenit el. Doroftei, da, fostul campion mondial la box profesionist și actualmente președintele Federației Române de Box. Care am înțeles că și el a fost prezent la Buzău. Da, da, la da, a venit la Buzău. Deci e un lucru îmbucurător că în sfârșit, deci o dat mâna și cu ceilalți membri ai biroului federal și s-au înțeles, deci ca să dea drumul la treabă, deci că nu, noi suntem singura federație care nu avem încă contractul semnat cu Ministerul uh-huh. pentru Finanțare. Tineretului și sportului, da, uh-huh. da. Din nou o victorie clară pentru Cosmin la puncte da, și da. O calificare în ultimul lat. În finală, da. Categorie 46 de kilograme, meci pe care l-a susținut sâmbătă, deschizând ca și precedentele zile, gala... El a început totdeauna competiția în fiecare zi, da, da. Da. Asta e, deci e categoria cea mai mică, a fost tras partea de sus a tabloului și normal că începe primul. Deci totdeauna noi la 3 trebuia să fim în sală dacă competiția începea la 4 sau la 1 dacă competiția începea la 2. Deci ca să avem timp să ne pregătim pentru meciuri. Deci nu e vii de pe stradă și te urci pe ring. Că nu e amatorism, deși boxul normal, este normal. Amator. Ca să fac o diferență între cel fără cască și profesionist. În timp ce vom povesti despre finala categoriei 46 de kilograme a campionatului național de box rezervat juniorilor, care s-a desfășurat sâmbătă la Buzău, rog pe colegul Peti Mezaroș din regie să pună câteva imagini cu Cosmin Gârleanu la antrenamente ca să-l vedeți și cum lovește la sac sau cum se antrenează în sală cu antrenorul lui sau cu un coleg, nu? Mai este finala, nu? Tot un băiat de la malul mării, este vorba despre Dudulică, Andrei de la CS da. Nevădori, deci celălalt băiat care râvnea și el la titlul de campion național. Nu? E într-adevăr un sportiv puternic, e un sportiv bine pregătit. Chiar, hai să zic, am avut un pic de emoții cu el, pentru că deci un sportiv bine pregătit, un sportiv care într-adevăr își dorea să fie campion, avea și câteva argumente, numai că Cosmin și de această dată, sau mai ales de această dată la meciul din final, a reușit să mobilizeze la maxim și chiar a făcut diferența între el și Dudulică, tocmai viteza de reacție, deplasările, plecările laterale, revenirile foarte bune, deci a reușit să-l facă pe adversar să dea în gol, după care să revină el de cele mai multe ori, cu toate că lucrul ăsta e caracteristic celor înalți,
El fiind mai scump ca și adversarul lui cu cel puțin un cap, le făcea el revenirile. Deci, cum să zic, e foarte bine pregătit în lupta pentru picioare. Deci cu picioarele. Lucrează foarte bine pe picioare, se deplasează foarte bine. Rapid. Are simțul distanței foarte bine dezvoltat, reușește să aprecieze foarte bine distanța și să plece la momentul oportun când trebuie. Bravo! Felicitări încă o dată și mulțumim, cum se spune, la mai mare. Cosmin, cum ai ajuns să practici boxul? Cum ai ajuns la sală? Păi eram mai mic și tot făceam. Nu că acum ai fi mai mare. Deci ai crescut de tine, nu? Da. Da. Și făceam prostii pe fel. Și la școală mă băteam și mă duc tata la colegii, da? Da. Și mă duc tata la box. Și așa ai ajuns la sală la maestru Ilie Captari? Da. Și? Mi-a plăcut și... Ai continuat, da? Da. De atunci au trecut 4 ani, nu? Da. În 2010, 5 ani. 5 ani pe 6. Nu te-ai plictisit? Nu. Păi? Nici e că pofta la mâncare, cum se spune, deci vine mâncând. Vine mâncând, da? Da. Eu știu, faptul că te-ai dus la sală, te-a mai disciplinat, ești la fel de agresiv în fața blocului, deși acum cred că nu mai zăbovești așa de mult la joacă, nu? M-a schimbat. Da? Te-a schimbat sportul? Da. Deci toată energia ți-o consumi în sală, de în sală la saci. Ai spus că tatăl tău te-a dus la sală, la sport, să faci box. El a ales pentru tine sau tu ai zis, tată, du-mă la... El a ales pentru mine să fac un sport, să nu mai stau prin fața blocului. Să pierzi timpul și să te ciondănești cu băieții, nu? Da. Tatăl tău, cum se numește, a făcut și el sport? Da. Da? Gărilemă, Marinel. Marinel. Și ce sport a făcut? Lupte libere. Wow! Deci există... Familie de sportivi. Familie de sportivi, nu? Da. Da, a fost și da. El, a avut performanțe? Ca și tine sau tu l-ai depășit? Deja. L-am depășit. Da. E invidios sau mândru? Mândru, clar, are și cu ce. Un băiat de 4 ori campion, 4 ani la rând, la cadeți și la juniori, nu e de aici de acolo. Țin-o tot așa, mai ales că urmează și competițiile de la seniori, dar și cele internaționale, care, cum a spus maestru mai la începutul emisiunii, vor avea loc cât de curând. În 15 mai începe campionatul european la Lvov, în Ucraina și chiar e mult de lucru. Și acum să vedem cum o să facem cu pregătirea, că cred că o să continuăm să ne pregătim aici, să participăm la campionatele europene, pentru că pregătirea care o face cel care răspunde acum de lotul național nu e cea care... să-l ajute să ridice la un nivel mai înalt decât e el acum. Și atunci o să recurgem și la lucrul ăsta, deci să încercăm să ne pregătim acasă și să participăm la competiție. O să abordăm, poate, din pregătirea lotului turneile în care vor fi meciuri pentru verificare. Deci perioadele alea avem nevoie, deci de meciuri de verificare înaintea competiției, dar pregătirea de bază o să facem acasă, în principal. E mai bine, nu? În situația dată. E normal mai bine, deci pot să zic că cu Cosmin acum lucrând atâta timp ne cunoaștem, ne simțim unul pe celălalt, știm ce vrem unul de la celălalt. Deci, mai mult el, Cosmin, de la el, ce el vrești știe, dumneavoastră deci, de la el? El știe de ce vreau de la el, deci cum trebuie să evolueze ca să fie foarte bine pentru el după ce se termină o evoluție pe ring, deci cu un adversar mai bun sau mai puțin bun. Deci el totdeauna trebuie să evolueze dacă se poate la cel mai înalt nivel. Deci nu există minusuri aici. Mai ales că tradiția din ultimii ani îl obligă oarecum, pentru că colegul lui Sorin Sote Dobondi s-a întors de la o competiție continentală cu o medalie mondială. Mondială. Da. Deci este posibil.
Da, păi mă gândesc avem, că Sorin i-a împărtășit din experiența lui și din rețeta avem, succesului. Avem în septembrie campionate mondiale. Uh-huh. Deci alea vor fi în septembrie la Taipei? Taipei de fete. Uh-huh. Nu mai știu unde e Cosmin. În fine, asta e un aspect care mai puțin important. În Bulgaria oare. Esențial este că trebuie să participe, dar nu, să fie sănătos, nu numai să facă act de prezență. Deci să important e să facă să pași pe podium. Cel puțin unul. Cel mai important, cea mai importantă competiție pentru el e campionatul european. De ce? Pentru că trebuie să reușească să se impună și pe plan continental. El are deja experiența a două competiții continentale, la nivel de cadet și la nivel de juniori. Nu încununate de succes, dar știe cum trebuie să abordeze aceste competiții ca să reușească. Și sper ca anul ăsta de să-i aducă o satisfacție prin o evoluție, cred, din ce în ce mai bună, pentru că acum au prins mai multă încredere în el, în evoluțiile lui, în a reuși să își stăpânească mult mai bine nervii pe ring, reușește să controleze mult mai bine, mult mai ușor, mult mai stăpân pe el, pe ceea ce trebuie să facă, știe exact ce trebuie să fie pe ring la momentul oportun. Deci are evoluții bune și asta îmi dă mie speranță, deci că o să reușească să facă treabă la campionatele europene. Primul pas cel mai important. Așa să fie. Doamne ajută, aceasta a fost prima parte a emisiunii noastre de astăzi. Vă rog să nu plecați din fața aparatelor TV, pentru că vom reveni pe o scurtă pauză de publicitate cu același subiect. Sportivul nostru, Cosmin Gârleanu, pugilist la Clubul Sportiv Școlar din Hunedoara, care a câștigat săptămâna trecută titlul de campion național al României la juniori. Pauză de publicitate. Am revenit în direct cu partea a doua a emisiunii Sport Plus de astăzi. Eu sunt Sami Thomas, iar invitații mei sunt Cosmin Gârleanu, campion național de juniori la box amator, categoria 46 de kilograme, însoțit astăzi cu antrenorul său, Ilie Captari. Ambii fac parte din Clubul Sportiv Școlar din Hunedoara, a cărei secție de box ne oferă, spre mândria noastră, campionii an de an. De această dată a ajuns în vârful podiumului Cosmin Gârleanu, așa cum v-am spus. Pentru dumneavoastră, cei care ați deschis mai târziu aparatele TV, țin să vă spun că în prima parte am discutat despre parcursul lui Cosmin la campionatele naționale de la Buzău. Am punctat și faptul că el este pentru a patra oară, al patrulea an la rând, campion național, după cele două titluri câștigate și la cadeți, dar și anul trecut a mai urcat încă o dată pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la junior. Nu e nimic întâmplător aici, se observă consecvența și continuitatea și în pregătire, dar și în rezultate, muncă răsplătită cu medalii la cea mai importantă competiție națională. Maestrul Ilie Captari ne-a povestit că nu, acesta nu este totul. Cosmin va încerca în acest an ca să urce pe podium și în competițiile internaționale, mai întâi la campionatele europene, iar mai apoi în toamnă la campionatele mondiale. Între timp, în pauză de publicitate, am aflat și locul unde o să se țină campionatele mondiale. Este vorba despre Sankt Petersburg. Maestre, spuneați că îl veți pregăti pe Cosmin în continuare la Hunedoara, pentru că este locul cel mai bun în acest moment, unde el poate să se antreneze pentru a-și continua parcursul ascendent, nu? Spre mare performanță. Cum ziceam mai înainte, deci ne simțim, ne reușim să ne înțelegem și din priviri la ce urmează să facem, deci nu trebuie să stăm mult la povești, deci foarte scurt suntem în a ne comunica unul celuilalt ce avem de făcut.
Deci chiar cred că o să reușească să facă saltul calitativ și la competiția continentală. De ce? Pentru că, cum am mai zis, are experiența participării la încă două competiții, 2013-2014, și acum sper să fie cu succes deplin la Lvov în Ucraina. Așa... La campionatele europene, da, ale juniorilor. Cosmin, tu ce simți acum la o nouă încercare în ringul continental? Că o să muncesc mult și că o să vreau să mă întorc acasă cu medalie. A fost, eu știu, frustrant pentru tine celelalte competiții în care te-ai simțit nedreptățit de deciziile arbitrilor? Da, dar mă motiva mai mult să muncesc la sală și să învăț de treabă în continuare. Dovadă că pe plan intern ai câștigat tot ce era de câștigat. Mai este susținerea în municipiu, la școală? Avem susținere, să zic, de plină din partea conducerii Clubului Sportiv Școlar. Clubului Sportiv Școlar. Mai nou și primăria municipiului Hunedoara vrea să se implice în a susține boxul și a-l promova la noi în oraș. Deci spun acest lucru deoarece peste o lună și un pic, deci pe 27 aprilie, va începe Cupa României la tineret, la care se va desfășura la Hunedoara, și avem o susținere și din partea primăriei municipiului Hunedoara, care ne va ajuta la organizarea acestei competiții și sper să reușim să le arătăm hunedoarenilor că într-adevăr la Clubul Sportiv Școlar se muncește cu spor, sper, și rezultatele sunt dovadă palpabilă. Și sper să-i mulțumească, să se simtă mândri prin rezultatele care reușim noi să le obținem. De ce zic lucrul ăsta? Pentru că totdeauna unde am participat la o competiție În țară și afară, deci m-am simțit că îi reprezint pe oamenii care sunt în jurul meu și pe cei care sunt apropiați și pe cei care locuim în același oraș, în aceeași localitate, în același județ. Deci lucrul ăsta contează foarte mult, deci să fim, eu știu, naționaliști. Mai ales când reprezinți România la o competiție internațională. Deci e un lucru care te mobilizează foarte mult, știind că seminii tăi așteaptă ceva frumos de la tine, de ceva de care să fie mândri. Atunci muncești cu mult mai multă dorință de a realiza ceva și e foarte important. Așa e, Cosmin? Da. Cum te simți când știi că reprezinți un oraș, o țară întreagă. Mă determină mai mult. Ești mai hotărât. Da. Am văzut că ai venit astăzi în platoul emisiunii Sport Plus cu tricou de campion. Dacă poți să și le arăți așa un pic respectatorilor noștri tricolorul de pe piept. Ai astfel de tricouri care se oferă doar campionilor, nu? 4 în garderobă. Mai este loc și de altele? Da. Mai face taică, un dulap, mai cumpără un dulap. Da, de medalii și trofee? Vitrina e plină sau? Încă nu, mai e loc. Este de loc la început. Și de mai mari și de mai valoroase. Mai este totodată, ar trebui să, odată cu competiția pe care o veți organiza la Hunedoara, Cupa României la box rezervată tineretilor, să le reamintim hunedorenilor că municipiul Hunedoara are și tradiție în box. Are, datorită faptului că de-a lungul vremii, de aici, de la Hunedoara, fiind un oraș muncitoresc, deci boxul a fost până la urmă un sport principal și tinerii au venit, hai să zicem, eu știu, aduși unul de celălalt la sala de box, pentru că s-au simțit, eu știu, ajutați acolo de către oamenii care au lucrat de-a lungul timpului în sala de box. Că în general în sala de box nu e cum se vorbește, deci că vine cineva și stă cineva la ușă și îți rupe nasul, mai nu știu ce. Deci acolo din contră. Acolo din contră, deci relațiile dintre oameni se
îmbunătățesc pe măsură ce se cunosc și în plus, deci sunt mult, mult mai apropiați oamenii între ei, deci mult mai dornici de a realiza împreună rezultate de care alții poate nici nu se gândesc că ar fi în stare, dar munca e cea care face diferența, cum le zic eu la copii, între gloabe și campioni. Deci gloabele sunt cei care nu or să reușească niciodată să facă ceva măreț în viață și rămân la nivelul la care au fost și n-au să se autodepășească niciodată. Cei care au dorința de a face ceva în viață, și muncesc, la ea reușesc să facă ceva în viață, să ajungă campion. Un campion prin asta se deosebește de ceilalți, prin faptul că își dorește în primul rând să fie campion. Și ca să fii campion trebuie să faci foarte multe sacrificii. Fără sacrificii nu să fac campionii. Deci campionii sunt cei care fac cele mai mari sacrificii. Indiferent de ce natură sunt sacrificiile alea. Pentru că aici, pe lângă muncă, sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le stăpânească un sportiv adevărat. Deci, în primul rând, trebuie să aibă o disciplină bine pusă la punct. Să fie el cel mai bun prieten al său, în sensul că să nu se mintă niciodată. Deci el, n-are voie, el nu are voie să își spună că gata, ajunge, deci pentru azi mi-am destul făcut treaba. Da. Deci cu asta nu o să reușești niciodată să ajungi în vârf. Trebuie tot timpul să fii foarte critic cu tine, tot timpul trebuie să îți dorești să te autodepășești. Iar, cum spuneam, că Hunedoara are tradiție în box, sunt exemple și modele palpabile. Mihai Leu este un sportiv care a ajuns model, în vârf, model, campion mondial la box profesionist, campion mondial de juniori, deci, în care a crescut și s-a format într-o sală de box din municipiul Hunedoara. Da, neapărat. Deci Mihai e un exemplu pentru cei mai mulți tineri din țara aceasta, deoarece el și-a luat destinul în propriile mâini și a încercat să facă asta departe de meleagurile țării, dar a reușit. Mai greu. Da, unde pentru el chiar a fost greu. Deci nu poți să pui, deci, în balanță faptul că ești în țară și ești susținut de cine ești susținut în țară, pe când acolo oamenii aia nu te văd ca pe un om de-al lor și că poți să le aduci mândria lor, mai ales că Mihai niciodată nu a luptat pentru Germania, el totdeauna a luptat pentru România. Asta denotă că Mihai a fost un naționalist convins. Neapărat. Cosmin? Urmărești boxul profesionist? Urmărești pugiliștii consacrați? Da, urmăresc. Și ai modele? Care e preferatul tău? Floyd Mayweather, da? Și Canelo Alvarez. Canelo Alvarez. Scorțișoară, cum mi se spune în poreclă. Apropo, ți se spune Cozu. Am auzit Cozule. De unde? De la Cosmin. De la Cosmin, da? Așa spun prietenii? Da. Și te deranjează sau? Nu, mă deranjează deloc. Din contră, îți place, cred că. Apropo de Floyd Mayweather, azi mâine e un meci important, se spune meciul secolului, disputa cu Manny Pacquiao. Crezi că va avea probleme? Va suferi prima înfrângere? Da, va fi un meci strâns. Așa de bea aștept să-l vezi, nu? Da. Foarte tu interesant. Tu cine vrei să câștige? Floyd Mayweather. Normal că a spus că e preferatul lui. Interesant și cred că ar trebui ca comunitatea din municipiul Hunedoara și în special Consiliul Local și Primăria Hunedoara să se aplece și mai mult asupra sportului. Asta ar fi cu mânuși, bine. Să se aplece, adică să se aplece și să-l susțină, pentru că rezultatele sunt dintre cele mai bune. Sportivii dumneavoastră, cei care sunt deci, la secția de box numai, și nu numai, la nu secția numai de box la a clubului box, sportiv, în general, la clubul sportiv școlar. Școlar Hunedoara și la noi sunt rezultate remarcabile. La lupte. Și la lupte și la handbal. Deci am avea nevoie de cresc campioni și se formează oameni acolo și acei copii
Merită am avea nevoie atenție. De un club sportiv municipal la care juniorii de astăzi se poată continua în momentul când vor deveni seniori. Senior. Cei mai mulți dintre ei nu pot continua acest lucru deoarece nu pleacă de acasă la alte cluburi. Cei care pleacă nu reușesc să se acomodeze la condițiile care sunt acolo, deci cu noi antrenori, cu noile condiții. Deci e ceva nou și se pierd. Dacă ar fi la noi în oraș, deci o posibilitate să reușim să continuăm munca asta cu copiii pe care noi o depunem, e o muncă enormă, deci să crești un copil de mic, să-l duci până la seniori ca să reușească la seniori să facă performanțe. Am la sală acum un copil de cel care a luat medalii de bronz la campionatele precedentele, campionate mondiale de juniori, deci e vorba de Sorin Dobondi. El poate, deci la anul el deja va fi senior. Am vorbit la Buzău, am întâlnit cu Doroftei și am vorbit cu el, deci în ideea să facem un fel de parteneriat cu Federația Română de Box ca să-l susțină în pregătire în vederea participării la turneele de calificare pentru Jocurile Olimpice din anul 2016. Deci e vorba, sunt două turnee de calificare în februarie și aprilie 2016 pentru Jocurile Olimpiadă. Jocurile Olimpice de la Rio, din vara anului viitor. Deci dacă am avea posibilitatea de să-l ajutăm pe copilul ăsta să... Deci el să fie, hai să zic, primul copil care să facă parte din comunitatea asta a sportului hunedorean de seniori. Deci am avea, eu cred că, o mai mare participare a copiilor, văzând că au unde să-și continue munca și după ce termină cu juniorii. Pentru că încetul, încetul, vrem, nu vrem, sportul trebuie să devină într-adevăr o meserie până la urmă. Deci din asta să reușească să trăiască o perioadă din viață și să reușească să-și clădească o temelie la început, deci după aia o casă frumoasă în care să poată să evolueze în viața viitoare. Deci au nevoie de sportul, îi ajută pe sportivi să se formeze, dar nu poate să le oferă de la început totul, deci ei au nevoie de o perioadă mai lungă ca să reușească să se adapteze la condițiile reale din viața cotidiană. Da. Reală. Neapărat. Spuneți că înființarea unui club sportiv municipal cu secții cel puțin de box sau acolo cel unde se puțin, pune cel puțin, box, cel lupte, puțin la nivelul, cel puțin la nivelul secțiilor care le are clubul sportiv școlar și unde avem, deci, pepiniera. Exact, și sunt rezultate. Sunt și rezultate, calificați, sunt oameni care au mare drag de această muncă de a crește copii și de a-i promova în sportul de performanță, deci ar fi un imbold în plus și pentru antrenori, dar mai ales pentru sportivi. Deci pentru, și mă gândesc că comunitatea locală ar avea nevoie de lucrul ăsta. De ce vorbesc? Pentru că dacă am avea, o bază sportivă frumoasă, ce implică asta, ar însemna că am avea colegi din țară, deci noi fiind cei care facem performanțe, vor să vină să facă antrenamente comune cu noi ca să învețe și ei cum să face performanță. Cum poți să ajungi campion. Da. Și atunci, normal că venind aici, ei vor să cheltuie niște bani la noi. Deci o să crească nivelul de trai în zona noastră. Deci asta se pot face și pe plan internațional. Da. Deci se pot organiza competiții regionale, europene. Exact. Deci astea merg dintr-una în alta. Deci important e să faci balta și după aia și broaștele și pește. Da. Mai să vorbim de colțul roșu și colțul albastru. A spus că de data aceasta la Național de la Buzău Cosmin a stat
doar în colțul roșu. Este o diferență? Eu știu că la piesele de șah, albele și negrele, un avantaj sau un dezavantaj sau e o simplă culoare de deosebire a doar de colților ai, din, doar de din distinge, care vin sportivii? Doar de a-i distinge pe sportivi, okay. Deci nu e... În colțul roșu, în colțul da. Albastru. Da, da, e doar pentru a-i distinge pe sportivi, nu e nimic stabilit. Într-adevăr, acum de câțiva ani de când s-a schimbat conducerea la nivelul Federației Internaționale de Box Amator, au început să se pună cap de serie și la competițiile cu caracter european și mondial. Deci sunt clasamente care, în care sportivii care sunt pe primele locuri sunt plasați în... locuri, hai să zicem, să nu se întâlnească în cazul fazele, în care se, da, decât în fazele superioare, fazele superioare ale exact. Competiției. E vorba de semifinale, finale. Da, da. Deci asta înseamnă că îi favorizează dându-le pentru primele meciuri adversari mai ușor de învins. Da. Deși surprizele pot să apară oricând. Și apar de cele mai multe ori. Pentru așa e în sport. Așa e în sport. Deci e important să-ți dorești foarte mult. Să fii atent oricare ar fi adversarul sau nu tratezi cu neapărat. Indiferență sau cu jumătăți de măsură. Cosmin, am văzut în câteva fotografii de la Național de la Buzău și cred că nu m-am înșelat. Premiera a fost făcută în cazul tău de o domnișoară? Da, de Steluța Duță. Duță. Iar și o mare... campioana României la box feminin. Cum a fost momentul? Să te primeze o domnișoară? Frumos! Da? Ți s-a mai întâmplat sau a fost prima dată? Nu s-a mai întâmplat, nu de o campioană. Nu de o campioană, dar de o domnișoară. Frumos. Steluța e o fată deosebită, e o fată care merită să fie respectată pentru performanțele care le-a obținut, păi s-a mintit numai de cele naționale, parcă de 12 ori campioană națională, plus vicecampioană mondială, campioană europeană, deci are rezultate un palmares deosebit, greu, deosebit de bogat. Deci cred că merită toată stima și respectul nostru pentru ceea ce face. La fel cum și Cosmin Gârleanu și dumneavoastră, antrenorul Ilie Captari, merită tot respectul și admirația noastră a iubitorilor de sport și nu numai din județul Hunedoara pentru rezultatele pe care le obțin în competițiile naționale și pe care sperăm și le dorim să le obțină și în competițiile internaționale la care Cosmin va participa în acest an. Campionatele europene și campionatele mondiale. Încă o dată felicitări pentru munca și rezultatele obținute de dumneavoastră și vom ajuta cu drag și cu altă ocazie. Vă mulțumim pentru invitație și sperăm să ne revedem cu alte rezultate, poate și mai frumoase. Așa să fie, plăcerea este de partea noastră. Aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi în care am vorbit despre boxul amator și despre performanțele obținute de Cosmin Gârleanu, pugilist la Clubul Sportiv Școlar din Hunedoara. Eu sunt Sami Tama, spune la nouă revedere, vă doresc toate cele bune, nu înainte de a vă invita să rămâneți în continuare cu programele realizate de Hunedoara TV, peste puține momente, principalul grupaj de știri al zilei, prezentat de colega mea, Nicoleta Pârva. Până la o nouă revedere, toate cele bune, la revedere!